Vrem să ne ascultați. N-avem microfoane, cel puțin așa credem. Avem noi. Și a venit unii dintre voi pregătiți deja. Eu nu știu cât și cum o să pot vorbi, pentru că astăzi gazda noastră a tuturor este arhitectul Răzvan Șoptică și l-aș lăsa pe el să vă vorbească, să ne introducă, să vedem dacă și cum ne dă cuvântul, pentru cât timp, cine lasă să spunem. Așa că, Răzvan, te rog să stai cuvântul să deschide. Bună seara și bine ați venit! Mă bucur foarte mult să vă văd în număr atât de mare, să vă văd atât de fericiți, frumoși și, bineînțeles, văd atât de multe fețe familiale, familie, prieteni, clienți și, bineînțeles, reprezentanți ai orașului și al județului. Pentru cei ce nu mă cunosc, mă numesc Răzvan Șoptică și în seara asta voi reprezenta echipa Mobilat. Sunt administratorul firmei Mobilat. O mică prezentare, ne ocupăm de mobilier de producție la comandă de peste 20 de ani. Echipa este completă de peste 20 de ani, cu multă experiență în domeniu, folosim produse de cea mai înaltă calitate, facem mobilier corp de la MDF, AGT și PAL, folosim accesorii doar de calitate, precum Blum și GTV și nu numai. Odată cu deschiderea showroom-ului am decis să integrăm și partea de design interior, prin profesia mea aducând un plus, încercând să fac tot ce înseamnă design interior, să integrăm partea de tapiserii, partea de mese, de scaune și, bineînțeles, mobilierul la comandă. Cam asta este ce aș vrea să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Voi da cuvântul domnului primar. Da, domnului prefect. Sau domnului prefect, mulțumesc cum doriți. Mulțumesc frumos, Răzvan, mulțumesc frumos. Am dat curs invitației cu mari plăceri, cu atât mai mult cu cât în parcursul ăsta pe care ți l-ai propus, am interacționat eu în calitate de client și tu în calitate de acum, cred că vreo 7-8 luni de zile. Mă spun de pe acum că am fost mulțumit de calitatea serviciilor. Sigur că am venit aici să te susținem, să te încurajăm și eu și toți cei care sunt prezenți să-ți urăm mult succes pe drumul ăsta al antreprenoriatului pe care l-ai ales. Un drum poate nu atât de lin, poate nu, dar cu foarte multe satisfacții. Asta depinde doar de tine, de determinarea ta și de susținerea ta pe care o ai și am văzut că o ai, dar de tine va depinde succesul și rezultatele în acest business, cum am spus, prin care ai și o misiune foarte, foarte importantă, aceea de a mulțumi clienții și pe cei care ți se adresează. Un alt plus cred că ar fi valoarea pe care o dă acest business județului Botoșani. Un lucru foarte, foarte important pentru noi, să sprijinim antreprenoriatul, antreprenorii și pe toți cei care vor să construiască ceva în comunitatea din care fac parte. Un alt lucru foarte important pe care aș vrea să-l ating astăzi este faptul că te-ai întors în Botoșani. Da, un lucru extraordinar, lucru pe care eu l-am apreciat și cred că ți-am transmis atunci când am interacționat, cum am spus, în calitatea mea de client în business-ul pe care ți l-ai propus. Mult succes, îți doresc! Vă mulțumesc, mă! Domnul primar, aveți... Mulțumesc pentru invitație, nu o să vorbesc, nu o să tip motivat, domnul Șoptică, că are vocea... Eu am putut început ca să facă liniște. Pregătite, da, ne-ați invitat, salut și invitații dumneavoastră, ne-ați invitat, ne-ați vândut jaluzele, rulouri, acum mobilă, trebuie să facem casă. Cam ăsta e mesajul. Aveți pe să aveți mână bună. Eu sugestie sau... Să aveți mână bună cu tinerii pe care îi sprijiniți. Sunt încântat să particip la a doua inaugurare pe care, mă rog, o tutelat, să zicem așa. Vin cu mare drag, aproape la toți colegii dumneavoastră. Dacă vor deschide pe raza municipiului Botoșani astfel de afaceri, nu pot fi decât încântat. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Să aveți clienți, alți... Cu evenimentul acesta aveți o bază din clienți pe care... Da. Unii sper chiar să, sunt clienții. Să vă bazați. Dacă domnul prefect a cumpărat, eu sper să cumpăr viitor de la dumneavoastră. Mult succes să aveți în afacere și... Vă mulțumesc, mă. Să aveți bani. Felicitări. Primim și eu cuvântul, dar nu vreau să fiu eu cu cel care am ultimul cuvânt în business-ul ăsta. O să-l ai tu și sper ca, de fapt, clienții mulțumiți să fie cei care să spună, băi, bravo și chiar merită de mers la brandul Mobilat. Dragii mei, în primul rând, eu sunt, pe de o parte, impresionat, pe de altă parte, emoționat. Oricum, știți, cel puțin cei din presă, că eu tot timpul sunt emoționat.
de azi în mod special pentru că vorbesc din postura de tată de această dată și sunt foarte, foarte mândru și bucuros de lucrul ăsta. De altfel, în public este și fiica mea, nu o văd exact cum este Caterina. Îți salutăm de aici, tu stai de la distanță și ne studiezi probabil. Ea fiind la un rezidențiat care se ocupă în medicină, care se ocupă cu studierea creierului, probabil, mai mult. Ca să nu spun exact cum se cheamă disciplina. Dragii mei, mă uitam acum și vis-a-vis de ce spunea Sorin și domnul primar aici, cred că aproape fără excepție, cel puțin eu, fiecăruia dintre voi, am făcut câte ceva. La o bine, la masă, o birou, o jaluzea, apropo de ce spuneați. Ena mie mi-a făcut De-a lungul timpului. Și când mă uit inclusiv în spatele meu și am prieteni și dragii mei colegi aici și de altfel toți, eu vă consider absolut toți foarte, foarte buni prieteni și vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta aici. Îmi dau seama că cumva este o răsplată a faptului că eu vă iubesc, eu vă simt aproape și atunci sunt foarte impresionat și foarte emoționat când simt și dinspre voi această simțire pentru noi și pentru mine, pentru Răzvan. Ce este important de spus vis-a-vis de acest business și continuitatea lui este legat de fapt de noțiunea de concept. Pentru că Răzvan nici n-a avut timp și nici nu vrem să dezvoltăm în acest moment. Nu suntem și nu este Răzvan simplu vânzător de mobilă, ci este un realizator de concepte, un realizator integrator a mai multor chestiuni, începând de la, cum spuneai, design interior și terminând poate într-un final cu cearșaful de pe pat, să spunem așa, luând în calcul mobilierul și toate celelalte accesorii necesare. Cred că vizita voastră ulterioară, prin care consider că ne veți onora și cu ocazia căreia veți avea posibilitatea să aflați, de fapt, tot ce înseamnă acest business, tot ce înseamnă această idee, ce înseamnă Mobilab, acest brand, pentru că firma se numește altfel, vă va da, să spunem așa, o situație foarte solidă a ceea ce am spus eu aici, și anume faptul chiar să puteți evalua, să puteți vedea că lucrurile pot fi privite altfel și la Botoșani. De fapt, la ideea asta am plecat când vorbeam cu Răzvan, când l-am convins să vină acasă, deci nu la Botoșani, ci acasă, acum cât e un an și trei luni de atunci. Și cred că am făcut un lucru foarte bun, în primul rând pentru el, pentru noi ca și familie, dar nu în ultimul rând pentru Botoșani. Repet, cred că acest nou concept, această nouă abordare o să dea o pată de culoare cel puțin municipiului și, de ce nu, județului Botoșan, prin proiectele pe care le vom duce la îndeplinire. Nu spun mai mult pentru că eu am tendința să mă întind la vorbă destul de mult, fiind și profesor, probabil de-aia am ridicat puțin tonul, mi-am amintit când ai fost la catedră. Nu mai știu exact cum a fost atunci. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă spun că vă consider și vă considerăm prietenii noștri de suflet și cred că, într-adevăr, pe lângă faptul că a venit Răzvan acasă, deja, să spunem, un angajat în acest showroom este întors, apropo, din străinătate. Pe 1 august mai vine încă cineva, unii sunt noi colaboratori, alții din vechea gardă. Cred că contează și acest lucru, că pe lângă, să spunem, locurile de muncă create, creăm și posibilitatea de a se exprima acești oameni, nu avea doar un loc de muncă, ci un loc în care să-și manifeste cunoștințele și noi cu toții să putem beneficia de acestea. Eu vă mulțumesc încă o dată.